Astăzi, cu o săptămână înainte de Paște, creștinii sărbătoresc floriile sau intrarea Domnului în Ierusalim. Potrivit tradiției, în această zi de sărbătoare se consumă pește. Cu această ocazie, în parcul Iore din capitală, se desfășoară un festival de flori cu pește. Marina Filimon se află și acolo și ne spune mai multe despre ceea ce se întâmplă, care este atmosfera și ce găsim acolo, Marina. Bună ziua, bine v-am găsit! Bucureștenii sunt așteptați acum în sărbătoare de florii aici la un târg de pește în parcul Alexandru Ioan Cuza de lângă Biserica Maramureșeană din Lem, unde amatorii de pește sunt așteptați cu diverse preparate culinare din pește care ți-l asigură apă. Dar mai multe ne poate spune domnul Mihai, pe care îl avem alături astăzi aici. Bună ziua, bine v-am găsit! Să rămână! Cu ce ne puteți delecta astăzi și care e vedeta târgului? În primul rând avem pește, crab, păstrăv, avem și pentru cei cu gusturi rafinate, caracatiță, scoici și, bineînțeles, cel mai bun pentru români pește e porculețul. Avem carne la grătar, avem carne la garniță, avem cârnăciori mici, absolut tot ce își dorește. Ce se cere cel mai mult? Astăzi numai peștele. Marea majoritate peștele. Aveți din toată țara, bănuiesc, nu doar din București oameni. Absolut, sunt din toată țara, sunt producători, sunt din toate colțurile țării. Grătarul nu e singur care încinge atmosfera. Avem în spate și un ansamblu din Botoșani. Din Botoșani, da, care pe tot parcursul târgului va încinge atmosfera aici, la parcul Iore. Mulțumim! Nu vă pot să-și umășneac, să mă teau cu mare, dar ne-a fi bătut de